Bună seara din nou! Împreună cu juristul Mircea Iordache și doctorul Victor Bejan continuăm misiunea de la un nou final la un nou început. Stimate domnule doctor, v-am întrerupt cu publicitatea, fără ea nu se poate, și vă rog să continuați ideea despre ceea ce am început, despre implicare, despre bunătate în primul rând, implicare și loialitate în societatea de astăzi. E adevărat că ceea ce am prezentat anterior ar fi trebuit să ducă la crearea unor caractere, a unor modalități de comportare și de gândire în diverse domenii de activitate. Luat, să spunem, numai aceasta a loialității. Ce am observat? Că în cursul celor 30 de ani, foarte mulți, apropo de loialitate, foarte mulți politicieni, că despre ei este vorba, au trecut de la partide la alte partide cu filozofii politice diferite, astfel încât de la stânga au trecut la dreapta, de la dreapta au trecut la stânga, după cum ați observat chiar și în ultimul timp. Ați văzut ce s-a întâmplat. Ei, asta este o notă destul de proastă pentru elita politică a țării. Mai grav e că au trecut de la politică la clanuri. Iar aceasta a culminat cu tocmai cu aceste clanuri pe care le consider că sunt deci lucruri de interes, deci sunt niște entități, aceste clanuri, strict economice și nu de doctrină. Totuși, a fi într-un partid înseamnă să îmbrățișezi o doctrină. Dar atunci când tu treci de la stânga la dreapta să ai o viziune comună și să ai o anumită viziune așa, la un moment dat, ca apoi să treci în altă, cu tot o altă viziune politică, asta nu mai este, nu loialitate, dar nu mai este, cum să spun, un lucru moral. De asemenea, și ar trebui să facem puțin o comparație cu foarte mulți oameni politici care și-au dat viața, care au murit, care au luptat în munți pentru o anumită doctrină politică, pentru un anumit crez. De aceea cred că această situație care e valabilă nu numai pentru politicieni, dar eu aș vrea să spun și pentru o parte din, și bineînțeles și pentru politicieni, tot o parte, nu pot să îi trec pe toți pe aceeași listă și caracterizare, dar și pentru oamenii de cultură. Nu se poate ca oameni de o anumită valoare culturală, de o anumită, din diverse domenii, fie în literatură, fie în artă, dar și intelectualitatea, să fie tot la fel, să aibă o serie de poziții care nu sunt corecte și nu sunt morale. Și s-au întâmplat, dacă nu trebuie eu să vă dau exemplu, pentru a singura vă da răspunsul la ceea ce am ridicat în momentul de față. Foarte interesant că peste tot în lumea civilizată, în Occident, intelectualitatea a fost de stânga. E foarte interesant că la noi 90% din intelectualitate este de dreapta. Este foarte interesant că cei care lucrează în instituții de stat, lucrează la stat, sunt de dreapta. Ceea ce, cum să spun, fie nu s-a înțeles bine ce înseamnă doctrinele politice, fie este apropo de această... Cum s-a înțeles, domnule? Asta e dreapta că mănânci cu ea, asta e stânga... Cred că atâta s-a înțeles. Asta s-a înțeles. Dar vreau asta să repet, și au murit oameni, au murit personalități, a murit o clasă politică
clasa politică interbelică a murit aproape toată... N-a murit, că toți muream. Toți murim. Au fost uciși. În temnițele comuniste și au murit pentru un crez. Au fost uciși. Aș vrea să-mi dați dumneavoastră niște exemple. Cine ar face acest lucru în momentul de față? Mai sunt oameni. Că nu știm... Că nu știm să-i găsim, să-i scoatem în față. Sau nu sunt în față, vedeți, cu atât mai mult, este trist. Da. Nu sunt în față. Pentru că, de ce nu sunt? Pentru că nu sunt promovați. Eu sunt, promovarea asta e mai complicată. Trebuie să ai și dorința de a fi promovat și pentru asta trebuie să pentru ai, cei care ai doresc. Și putința și dorința de a te sacrifica. Așa e adevărat. Dar să știi pentru ce te sacrifici. Și asta este o problemă. Pentru o țară. Pentru a trăi poporul bine, că poți avea și niște avantaje personale, asta nu trebuie nici măcar pomenite. Nu. Că nu pentru asta te sacrifici. N-am fost bine înțeles. Să știi pentru ce sacrifici atunci când vrei să faci ceva, să dai ceva, să nu se ridici 3-4 și după aceea să-ți aplatizeze sau să-ți desființeze acea practică sau acea măsură pe care ai luat-o sau acea părere în sensul acesta. Să știi pentru ce? Pentru ca să fie și alții să se apropie de părerile tale și împreună să se meargă spre direcție și direcția ce înseamnă a interesului național. Consider că asta este fundamentul la o țară. Este interesul național pentru propășirea ei. Fără discuție. Stimați telespectatori, neamul românesc a fost binecuvântat. Și nu de puține ori am primit, la bine zis, o sumedenie de daruri. Am fost binecuvântați cu o inteligență peste media europeană. Am fost binecuvântați cu resurse minerale, cu o diversitate de resurse minerale, e adevărat, nu uriașă. Am fost binecuvântați cu o țară frumoasă, care cuprinde toate formele de relief. Am fost binecuvântați cu o climă care, la fel, are frumusețea ei și iarna, și vara, și primăvara, și toamna, toate, nu poți să spui că anotimpul ăla e mai frumos ca celălalt. Poți să spui că îți place un anotimp mai mult decât alt. Și acest lucru, cu toate acestea, n-am știut să ne impunem. Am avut puncte slabe. Pentru că vorbeam de ceea ce a fost, de lipsuri. Am învățat să ne ploconim mai mult decât pe vremea turcilor. Fanarioților. Și fanarioților. Pentru că dacă nu te duceai să pupi papucul sultanului... Condur, așa era în termenii. Da. Nu aveai nicio șansă de a mai pleca de acolo. Luminița, cu toate aceste binecuvântări, chiar nu înțelegem odată că trebuie să ne negociem și să ne impunem anumite puncte de vedere? Ați uitat să mai menționați că preoții zic că teritoriul României este și grădina Maicii Domnului și că teritoriul României este un pământ sfințit și un pământ care ar trebui să aducă acestui popor tot ce este mai bun. Probabil că pe noi românii și faptul că am avut o poziție geografică la întretăiere de drumuri comerciale între sud și nord, între vest și est, că pe aici au trecut de la popoarele migratoare până la toți ceilalți care au purtat războaie cu tancurile și cu avioanele, au trecut pe aici, pe la noi, n-au trecut de dragul de a ne ajuta, n-au trecut de dragul de a ne vedea sau de a ne spune bună ziua, ci au trecut cu dragul, cu gândul de a ne cotropi și de a ne lua tot ce avem mai bun din subsol și de pe solul acestei țări. Acum românii săracii de-a lungul timpului
nu putem spune că n-au luptat cu arma în mână să-și păstreze granițele, că n-au luptat să-și păstreze independența, că n-au fost lideri politici sau că n-au fost domnitori sau n-au fost regi care au luptat pentru țara asta și care, vorbind despre loialitate, care într-adevăr au fost loiale aceste țări și acestui popor. Dar cred că în ziua de astăzi s-a ajuns la această situație și datorită faptului că ne-a prins pe noi perioada asta a Revoluției după 89, când după 50 de ani de comunism, cam nu știa nimeni cam ce se întâmplă cu el, ce se întâmplă dincolo de lume, cum se trăiește altfel în altă parte, cum se învață, cum se mănâncă, cum se discută, cum se plimbă omul, cum își petrece concediul. Se trăia într-un sistem închis. Absolut, se trăia într-un sistem închis și probabil că după 89 am trăit o democrație pe care am înțeles-o greșit. Cu deci certitudine. Am înțeles-o nu greșit, ci foarte greșit. Și am început de la mic cu mare, începând de la cei care au pus mâna pe puterea acestei țări, până la cei care au pus mâna pe, eu știu, pe o bucată de pământ în nu știu care comună, au încercat să facă în așa fel, încât parcă cu rea intenție să distrugă tot ce s-au construit în ultimii 50 de ani. Și eu cred că dacă românii de atunci, din 90, 91, 92 și în anii care au urmat, ar fi fost mai patrioți, mai loiali acestei țări și cu dragoste mai multă față de acest popor și ar fi gândit mai cerebral și ar fi luat decizii, într-adevăr, numai pentru această țară și nu pentru grupul lor de interese și pentru interesele de partid, poate astăzi n-am fi ajuns să fim sclavii Europei și n-am fi ajuns să fim numai o piață de consum și n-am fi ajuns ca toate bogățiile țării noastre să plece în altă parte, să se bucure alții de ele și noi să primim produsele finite pe care le cumpărăm cu prețuri mult, mult mai mari decât le au ei în Occident. Și nu la aceeași calitate. Și nu la aceeași calitate, că suntem, să știți că știu din sursă sigură, că sunt producători în vest care fac producție pentru Europa de Est, scrie clar. Deci astăzi lucrăm, azi de astăzi, de luni până sâmbătă, lucrăm pentru Europa de Est, clar. Dublu standard. Deci acele produse care sunt pentru Europa de Est, începând de la parfumuri, haine și ajungând până la mâncare, sunt cu totul mult inferioare a celor ceea ce consumă ei. Și asta se întâmplă datorită nouă. Spunea domnul doctor Bejan de loialitatea celor care conduc țara sau de loialitatea celor care s-au înscris într-o doctrină politică. Dar dumneavoastră credeți că acești 50 de ani care am trăit noi în comunism, credeți că ne-au făcut pe noi să înțelegem sau să pornim după Revoluție cu o anumită credință, într-o anumită doctrină? Eu cred că foarte puțini au înțeles după 90 ce înseamnă stânga și ce înseamnă dreapta și că foarte, foarte mulți s-au dus spre stânga sau spre dreapta din alte considerente și nu neapărat că au înțeles aceste doctrine. Se mai întâmplă de multe ori și chiar am cunoscut oameni de valoare și oameni foarte importanți acestei țări care au părăsit acea barcă politică și chiar mi-aduc aminte după anii 2000, 98, cam 2000, care au părăsit acea barcă politică nu că n-ar fi fost loiale acestei țări, ci pentru că cei grupul în care se înscrisese să lupte pentru binele acestei țări, începuse să aibă un mers pe lângă drum și nu pe drum. Și pentru că poate omul și-a dorit să facă ceva de ajutor pentru țara asta, a considerat că trebuie să părăsească acel grup de oameni care nu erau mânați de sentimente patriotice. Asta ar fi... Da, aș putea să completez... Sunt cazuri izolate în care luminița are dreptate. Ați putea și să mă contraziceți, că doar din contradicție s-a nasc idei și află multe lucruri. Dar eu nu cred, cel puțin eu nu prea am știut mult ce înseamnă dreapta, ce înseamnă stânga. Și dacă vă aduceți aminte, lucrurile astea le-am învățat, cel puțin cei de vârsta mea, le-am învățat după 90, pentru că noi la istorie, la școală, știți ce am învățat, că și dumneavoastră aveți cam aceeași vârstă. Doamna juristă, atunci ar trebui același lucru, deci aceeași judecată ar trebui să fie și pentru polonezi, pentru că tot la fel au fost în aceeași situație și pentru unguri, și pentru croați, și pentru cehi. Dar vedeți, deci, noi poate suntem prea creduli. Adică nu putem să bine să analizăm aceste doctrine, pe de o parte. Pe de altă parte, nici politicienii noștri n-au vrut, n-au fost interesați, n-au știut, n-au putut să arăte ce înseamnă dreapta, știut, ce înseamnă stânga, ce înseamnă doctrina de anumită culoare, ce înseamnă de cealaltă, dar lucrurile acestea, până la urmă, se simt dacă ai o anumită cultură și o anumită educație. Atunci când nu le ai, atunci ești... Deci, domnul doctor, nu vorbeam numai de
cei care au o cultură și care au reușit să mai citească ceva chiar și pe timpurile alea. Mai găseam cărți care mai puteau fi citite. M-am referit la nivelul întregii populații. Și astăzi să ne gândim că poate ungurii și poate polonezii au avut o perioadă comunistă un pic mai cu latură umană, cu față mai umană. Mm. Au fost mai îndrăzneți, ungurii au făcut acea revoluție. Dacă vă aduceți aminte că noi am intrat alpa sovietică peste ei. Noi am fost numai declarativ, am fost de acord cu ei, dar mă rog, acum ce a fost a trecut? Până în alta, la unguri, până în 89 au fost trupile sovietice. La noi din 58 n-au mai fost. Au fost cine ar fi dorit să afle ce înseamnă doctrinele politice și să se încadreze în acele doctrine politice, eu consider că ar fi putut. Dar aici domnul este doctor, apropo de loialitate. Aici. Nu, domnul doctor, că era securitatea când stătea și portarul de la o întreprindere era avea grade și era securist, care putea să ducă să studieze doctrinele politice? Din întâmplare? Sau au fost așa, așa a vrut domnul? Noi am fost așezați la o răscruce de vânturi. Imaginați-vă dacă am fi fost drepți la toate popoarele migratoare să stăm în fața tuturor popoarelor migratoare, păi nu mă rămânea sămânță din neamul ăsta. Și atunci ne-am obișnuit să ne mai plecăm. Și ca să vă dau un exemplu de a nu te pleca, vă aduc aminte Catinul. Acolo vreo 11-14 mii de prizonieri polonezi, nepăziți, s-au dus la moarte, puteau fugi. Dar onoarea și demnitatea i-au împins pe însăși să se ducă. Deci noi n-am avut acest spirit probabil de sinucigași. Nu vă dau dreptate. Dar nu trebuie să-mi dați dreptate. E un punct de vedere. Tocmai asta, punctul dumneavoastră de vedere, pentru că eu atunci vin cu altul grup argument. În primul rând, la Catin au fost 6500 de ofițeri polonezi care au fost luați prizonieri de către NKVD și au fost, bineînțeles, decimați și au fost... Decimați, au fost toți executați. Decimați, terminați. Da, executați. Da. Spre deosebire de ei, noi nu am și care și-au revendicat polonezii și-au cerut dreptatea și li s-a recunoscut acest genocid, putem spune, față de noi. Un singur aspect. În drumul lor spre acel loc, ei nu au fost păziți și ar fi putut să fugă. Dar demnitatea lor... Da. Asta am citit, n-am trăit pe acea vreme, n-am fost acolo. Dar vreau să vin cu exemplul respectiv. Să știți că noi tot se spunea că mămăliga românească nu explodează. Dar să vă spun ceva, noi am avut cea mai puternică mișcare anticomunistă, cei care au luptat în munți și au luptat până prin 61. Nicăieri, să urmăriți în istoria, nicăieri... Cine e ultimul care a picat? Nu. A picat în Bucovina, Motreanu îl chema. Posibil. Da. Eu vorbesc ca idei și să știți că s-au sacrificat și vai de capul lor cât au suferit și asta. Deci dar au fost... Au suferit și țăranii care i-a ajutat. Bine, tocmai asta că lua pe toți. Bun. Deci am venit cu acest exemplu. Iar ceea ce spuneați de Catin, și noi am avut un Catin. Și nu s-a întâmplat nimic. A fost la Fântâna Albă din partea de nord a Bucovinei, când în ziua de Paște, la 1 aprilie 1940, toată populația satelor din zona respectivă au vrut să treacă în partea bucovineană românească. Și atunci cu mitralierile au fost decimați în jur de 3000 de suflete. Uitați această carte, în această carte Trecător prin două lumi prezintă acest eveniment și chiar și cu fotografii. Dar le s-a dat o șansă. Vreți să treceți dincolo, poftiți? Vreți să vă întoarceți acasă, poftiți? Și la mai nu, nu. N-a fost așa. Eu vă spun să citiți cartea aceasta și veți vedea care este situația. Bun, față de polonești care au cerut cu vehemență să fie Catinul, să acțiunea a NKVD-ului să fie condamnată, noi n-am cerut niciodată acest lucru să se
hotărască și să se recunoască acel genocid. Păi aici hai să condamnăm diplomația românească, pentru că noi, da, ca să putem intra în UE, am recunoscut tratatul cu o altă Ucraina, greșeală. Dar ei când, noi pentru 10 ani a expirat, dar altul nu face. Dar când ei au intrat și vor să intre, să vedem dacă noi le dăm în condițiile în care le-am dat noi lor. Da, exact, apropo de ce spuneți dumneavoastră, știți foarte bine. De principiul reciprocității în diplomație. Da. Ungaria a și declarat că nu se vor opune intrării Ucrainei în Consiliul Europei, în Parlamentul Europei, dacă nu se recunoaște, și vorba aceea, sunt puțini etnici unguri în Ucraina. Ei, noi facem lucrul acesta pentru că de curând m-am întâlnit cu academicianul Tărițeanu, care îmi spunea, ne spunea de faptul că, știți că a fost ales cetățean de onoare al orașului Iași și povestea de greutățile prin care trec românii, se desființează școli, se desființează, da, nu mai există. Da. Iar acest lucru... Învață o lecție de limba română ca și cum, da, ar fi limba străină. Da. Și aș mai vrea, apropo de lucrurile acestea, lucrurile negative... Iar noi au deputat în, da, Parlamentul și României, care de fapt cam ei conduc destinele guvernului când totdeauna sunt la putere. Apropo de asta, dar vreau să mai spun, față de perioada interbelică, când statul român se ocupa și avea grijă de cetățenii români, dar și de cetățenii de origine română, și aș vrea să spun de vlahi, aș vrea să spun de cuțuli, de a români, de cei din Valea Timocului și Valea Pindului, unde statul român venea cu construirea de școli, de construirea de biserici. Dar de românii din Ungaria nu mai spuneți? De toate. Bun. Iar la noi ce-a făcut Parlamentul României? Absolut nimic pentru acești cetățeni. Parlamentul României a înființat o comisie care se cheamă Comisia pentru Românii de Pretutindeni, care nu fac decât vizite fără niciun fel de rezultat, da, real. Bun. Uitați că dumneavoastră, da, știți foarte. Să trecem la niște lucruri mai normale. Dar și astea trebuiau spuse, la sfârșit de an. La sfârșit de an. Domnul doctor, aveți 2 minute la dispoziție pentru telespectatori. Da, eu vă mulțumesc că mi-ați oferit ocazia să transmit cetățenilor orașului Iași și nu numai, pentru că este o televiziune regională, să le transmit cu prilejul sărbătorilor de Crăciun. Da, și anul nou. Și anului nou. Multă Crăciun, sănătate. 30. Da, când, da, da, e bine. Când e va bine, fi. Bine. Pentru, da, că noi, da, eu nu voi mai fi la altă emisiune și atunci îmi... Deci, da, dar nu, noi transmitem și pentru cei care își sărbătoresc pe vechi și pentru și Crăciunul și anul nou. Da. Toate cele bune, multă sănătate, liniște în suflet, multă, multă înțelegere față de cei din jur, față de oamenii mai sărmani, să fie o prietenie și o înțelegere, pentru ca cu acest prilej lumea să fie mulțumită, să fie fericită și să poată să trăiască într-un mod frumos și cu multă dragoste. Mulțumesc, domnul doctor. Luminița Iordache. Un an nou înseamnă un nou început. Înseamnă un nou început pentru noi, pentru toți cei din jurul nostru, pentru familie și pentru toți românii. Pentru anul care urmează, vreau să doresc tuturor, în primul rând, pace. Că avem nevoie de pace. Pace în lume, pace în sufletele noastre, pace între noi. După aia vreau să le urez tuturor sănătate, că avem nevoie de ea. Și vreau să le mai urez tuturor românilor un pic de mai multă bunătate, un pic de mai multă înțelegere și un pic de mai multă dragoste față de cel de lângă el. Și Dumnezeu să ne ajute pe toți, pentru că suntem români și cu credința în Dumnezeu sigur vom reuși să trecem toate greutățile. La mulți ani! Mulțumesc din suflet, Luminița, mulțumesc din suflet, Victor. Stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru răbdarea de a ne asculta.
nu numai astăzi, ci și de-a lungul întregului an. Și mie nu-mi rămâne decât să vă doresc multă sănătate, că e mai bună decât toate, să vă doresc liniște sufletească, să vă doresc înțelepciune, cu speranța că din ce în ce ne vom trăi mai bine, dar nu putem trăi mai bine decât dacă suntem uniți și ne iubim țara și poporul. Dacă ești puternic, ești luat în seamă. Dacă ești măcinat, nu poți să fii puternic. Dacă nu ești unit, nu poți să fii puternic. Pentru că vă aduceți aminte de Moșii Înroată și Unirea. Unde e unul, nu-i putere. Unde e doi, puterea crește. Noi am strâns aproape toate regiunile în care sunt români, aproape, dar dacă nu suntem uniți, nu vom avea putere. Iar puterea înseamnă înțelepciune, înseamnă forță, înseamnă să ne exploatăm capacitatea intelectuală, să ne exploatăm resursele, să magazinăm cât mai multă muncă în fiecare resursă, în așa fel să obținem o plus valoare cu care împreună să trăim mai bine. Vă doresc la mulți ani, cu sănătate și să ne vedem cu bine la anul. Să trăiți, la mulți ani!